Copilăria și adolescența le-a petrecut aici, pe strada Sineasca, unde romanța i-a intrat în suflet, atât de adânc încât nu a mai ieșit niciodată. Știți ce cântăreață a stat în această casă? Nu. Nu. Știți cine a fost Ioana Radu? Da. Cine? A stat cântăreața de muzică populară, da. Cea mai bună din, din țară. Printre cele mai bune, de fapt. Dar nu știam că aici văd care și eu... Nu știam, nu. N-am știut. Numele real al Ioanei Radu a fost Eugenia Braia și puțini oameni știu că aceasta a locuit într-o casă din fosta Mahala Craiovei. De aceea, la prima ediție a festivalului Ioana Radu, a fost instalată o placă memorială în locul în care s-a născut aceasta și a copilărit. Casa a avut mai mulți proprietari și la un moment dat aceștia au decis să scoată placa memorială. Este construită de tatăl Ioanei Radu. Fost un militar Braia, plutonier era, care a deschis acolo o cârciumă, a construit casa și a deschis o cârciumă, era faimoasa cârciumă Braia. Casa nu este una de patrimoniu, ci una ce păstrează vie memoria locului. Foștii proprietari, în momentul în care s-au hotărât să o vândă, au considerat că placa memorială le va îngreuna procesul de vânzare și de aceea au dat-o jos. Anul trecut, casa a fost cumpărată de o familie ce a ales-o din alte 28, fără să știe că este casa copilăriei Ioanei Radu, atrași fiind de pivnița mare și de ușile vechi, ce păstrează povești scrise în 10 de ani. Suntem în pivnița casei familiei Braia, pe vremuri cârciuma Braia. Pe aici era intrarea în pivniță, se cobora direct din cârciumă. Suntem în pivnița unei case de mahala, așa cum erau pe vremuri, o pivniță mare de 28 de metri pătrați, în care, din fericire, s-a păstrat cărămida inițială, așa că este o parte din istoria acestui oraș, o parte din istoria Craiovei și o istorie ce se leagă de marea doamnă a romanței românești, Ioana Radu. Proprietarii își doresc să rămână anonimi, dar ne-au permis să vizităm casa și ne-au povestit că atunci când au aflat cine a locuit acolo, l-au întrebat pe fostul proprietar ce s-a întâmplat cu placa memorială. Răspunsul venit a fost că s-a spart, însă când au început să curețe pivnița, au găsit placa, ascunsă printre alte lucruri, murdară, dar în stare perfectă. Faptul că este repusă pe acel imobil nu poate decât să ne bucure, pentru că eu consider că este onorant să stai într-un loc în care Ioana Radu și-a trăit copilăria și primii ani ai adolescenței. Vechea casă din Mahalaua Craiovei a suferit o serie de modificări, însă păstrează încă detalii pe care actualii proprietari încearcă să le conserve, din respect pentru Ioana Radu și din respect pentru orașul în care trăiesc. Placa aceasta este scrisă de soțul meu. El era pietrar și mi-am adus aminte acum că e scrisă de soțul meu, comandată de primărie, nu știu cine a comandat-o atunci. Și el a scris-o în memorie aici și a pus-o și el de câte ori treceam pe aici și aducea aminte și mi-arăta, uite, asta e scrisă de mine. Și, mă rog, era o mândrie, da, o mândrie că a scris-o.